calculator. Calculez. Mă, tu știi ce știi, Marta? În calculator poți face multe în ziua de azi. Să calculezi, să navighezi pe internet, să stai pe Facebook. Apoi, măi, băieții, dacă e așa și îți place așa din mult să butoniezi, nu și pune pupuza la locul ei, așează-te colea și ca și cum ei spune doamnei, domnișoarei Mihaela, despre visul tău. Apoi, cum făcea povestitorul Ion Creangă, s-a așezat pe labiță și ne povestea despre visul lui, ca și cum ar fi fost și cititorul în fața lui. Spune-mi nouă și doamnei, domnișoarei Mihaela, cum îi crede tu că ar fi școala dacă ar avea mai multe calculatoare? Pentru că fiecare clasă ar avea pentru calculator, fiecare copil de la mic la mare ar ști să-și facă propriul său program, să navigheze pe internet, să fie contra jocurilor care indică spre moarte, poate chiar să-și facă propriul lui joc spre bine și multe alte lucruri mai. Dragul meu, să știi că ai dreptate, că apoi voiește tehnologia asta peste tot, că am auzit și la radio despre balena asta albastră, că duce copiii spre rău, dă violența peste tot. Of, Doamne, că numai răle auzi în ziua de azi. Dă să auzim și noi și spun și Ilan despre calculatoarele astea. Vor și el îi pune, dar să știți să le programez. Că iată, dacă iei după și lanț, te mai duc și spre rău. Trebuie să știi tu să programezi, să te duci pe tine spre bine. Ia să auzăm și noi pe altul cum știi să programezi. Cum ar fi dacă am avea mai multe calculatoare în școală? Dacă am avea mai multe calculatoare în școală, am putea fi și noi în rând cu tehnologia și cu celelalte școli care au acest privilegiu de a avea mai multe calculatoare. Așa am putea și noi învăța tot ce ține de tehnologie și de calculatoare. Putem folosi calculatoarele pentru a căuta lucruri pe internet care nu înțelegem. Ne putem juca sau crea jocuri educative și putem învăța mai multe. Dacă am avea câte o calculatoare în fiecare clasă, când am avea nevoie de ele, nu ar mai trebui să mutăm de la unul la altul, unul la altul, unul la altul, tot așa. Am putea să ajungem la nivelul în care să putem să programăm un joc, un site, poate și o instituție pe internet, unde să ne îndrumim spre bine, să ajutăm copiii, să ajutăm familii cu dezabilități, familii care au nevoie, pentru că și prin asta putem să ajungem mai departe, vedem și la televizor și prin tehnologia care avansează pe zi ce trece, vedem cum copiii și familii care nu au posibilitatea să ducă un trai ca noi restul, i-am putea vedea acolo, putem lua exemplu, putem merge spre fiecare familie în parte și să o ajutăm. De aceea am putea fi și puțin mai atenți la site-urile pe care toți navigăm pe internet. Am putea fi atenți să nu intrăm în jocuri care pot adapta o violență sau să ne îndrumim spre rău. Putem să creăm noi, ca persoane, să creăm jocuri care să ajute copiii să evolueze în propriile lor științe, ceea ce chiar ne-ar ajuta un calculator sau poate și mai multe în școală, pentru că avem nevoie, nu noi, poate că noi ne-am învățat acum, dar există urmașii noștri care o să aibă nevoie de tehnologia asta. Noi fiecare poate acum are acasă un calculator care știe să navigheze pe el și să explice ceva. Dar sunt copii mai mici care vine timpul în care o să înveți și la școală cum e și ora de informatică, care poate fi mult mai interesantă pe lângă celelalte obiective. De matematică, română, geografie, istorie, toată lumea știe. Astea le învățăm pe bază, le învățăm. Dar și informatica, să ne învețe să programăm, să navigăm, să căutăm orice pe internet, pentru că și un site de socializare ne poate ajuta să cunoaștem oameni noi, să comunicăm cu ei, să postăm și tot felul de lucruri. Deci chiar am putea avea nevoie de calculatoare în școală, un computer, un laptop și să arătăm că se poate.
Nu e neapărat cum noi am fost învățați, poate am fost învățați în alți, de alte persoane, care și ei la rândul lor au fost învățați tot de alte persoane, dar cred că mult mai bine ar fi dacă am învățat la școală despre aceste calculatoare, cum să navigăm, cum ar fi bine să procesăm cu ele, pentru că alții ne pot îndruma spre rău, iar aici la școală cred că nimeni nu ar vrea să ne îndrume spre rău, ci doar spre bine. Noi ne-am gândit la aceste calculatoare deoarece am putea învăța ce piese, din ce piese sunt alcătunite calculatoarele pentru a avea a accesa anumite site-uri, pentru a învăța să ne construim povești, să facem desene, să învățăm foarte multe forme pe care încă nu le-am putut învăța în cărțile vechi și să avem posibilitatea ca și ceilalți, mai mici ca noi, să poată învăța. Ce noi e calculatoare în această școală, deoarece ne-ar putea ajuta foarte mult. De exemplu, dacă am avea un proiect de făcut, am putea extrage câteva idei de acolo și după aceea am putea pune de la noi. Așa și un proiect pe cinste, dacă avem și un pic de ajutor din partea unui calculator. Păcatele mele, da, și faceți aici? Ăștia se parcă sunt programați. Alo, bună ziua! Da, și faceți, mă rog, aici? Lasă-ne pace, că avem treabă! Păi cum faceți voi treabă pe bezna asta? Păi vreți, vrem să ducem lumina în casă. Și cum duceți voi lumina în casă? Luăm soare și l-aruncăm în casă. Vai de păcatele mele, dar eu am nimerit ca în toate rălile. Dacă e așa, vă arăt eu cum se duce lumina în casă. Uite aici așa, calculatorul. Fereastra, dragii mei, fereastra, ia azi și lumina în casă. Cinema cu Windows. PC? Calculator. Computer. Computer. Păi vedeți, dragii mei copii, un calculator poate aduce lumină și ziua și noaptea. Și calculatorului putem aduce până și poveștile lui Ion Creangă la viață. Putem, prin, cu ajutorul programelor, cu ajutorul altor site-uri, putem să ajungem la stadiul în care să, o poveste poate deveni sau până și un joc în care să ne dezvoltăm noi creativitatea. Deși eu, împreună cu colegii mei, suntem în clasa 8-a și nu mai avem mult timp până să plecăm de aici și să parcurgem o altă etapă numită CEU, ne-am dorit din suflet să beneficiem de aceste calculatoare, deoarece avem frații în această școală și ne-am dorit să intre și în lumea tehnologiei, să facă cunoștință cu această întreagă lume și să învețe tot ce conține despre calculatoare și să-i îndrumăm spre un lucru bun. De aceea ne-am dorit să beneficiem de aceste calculatoare, deoarece știm că școala Basarabe are elevi inteligenți și doritori spre a învăța lucruri noi. De aceea ne-am dorit cu ardoare să avem aceste calculatoare. Ne-am străduit să vă arătăm că putem și o să folosim aceste calculatoare spre un lucru bun. Suntem de la țară și ne place așa. Toată lumea știe. Alfabet e prietenă cu noi. N-ai nevoie de ia-ți un... Noi știm, vom ști, suntem de la țară și iubim tehnologia. Basarab, Suceava, România! Bravo!